Nu pot să cred că mi-l tatuez pe Teo, pe braț. Ca ți-ai gura ta, n-ai fi crezut niciodată că fac așa ceva. Trebuie și-a tatuat Teo să mor eu. Salut tuturor, eu sunt Dima și bine ați venit la un nou vlog. Suntem aici cu Răzvan Tatu. De ce te faci mai adică? E că nu ești mai adică mie. Facem ce facem și tot în salonul de tatuaje ajungem. Dar de data asta vă fac și vouă pe plac, pentru că mi-a tot scris să facem un prank. Faceți un prank. Și vom face și un tatuaj și un prank azi. Eu oricum veneam la Răzvan să-mi fac un tatuaj aici. Așa că m-am gândit, bă, ce tatuaj? Ce tatuaj? Și m-am gândit ce prank să le facă ăsta cu tatuaje așa lui Teo și lui Mondrei. Și m-am gândit așa, să face cumva, să punem un, dacă tot mă tatuez și pun story și așa, să fac cumva un tatuaj fals, să-mi scriu aici Teo și să-l sun pe Teo pe FaceTime și să-i zic, bă, Teo, fiind recunoscător pentru toată prietenia ta, pentru toți anii de prietenie, hai să mi-am tatuat mic numele tău aici și mi-l tatuez și pe Mondrei aici și de asta, știți? Și o să facem cumva noi niște marcări aici foarte bune. O să-mi lipesc, știți, acel model pentru tatuaj mov care se pune înainte, îl pun și ăla, încep să fac tatuajul și Răzvan îmi va bătea cumva cu aparatul stins aici și o să pun sunet de aparat pe fundal ca să-l sun pe Teo să vadă că e real. Adică toate detaliile astea poate totuși o să creadă că e real și apoi ne și întâlnim cu el și zic, băi, ia șervețelul, dă-i, dar stai așa mai ușor. O să punem și niște sânge fals, o să roșim puțin mâna, o să-l facem ca lumea să creadă Teo că mi-a dat numele lui, să vedem ce reacție va avea. Dacă vreți prank-ul, nu uitați 30.000 de like-uri, follow la Răzvan Tatu, pentru că astăzi e sâmbătă sau duminică. Sâmbătă? Astăzi e sâmbătă și era ziua lui liberă și l-am luat din pat. Uitați ce e fix după somn. Bun, hai să dăm bătaie. Așa, deci zi modelul. Deci prima oară facem tatuajul meu, ca să pun story și mai trimis și lui Teo să-mi dea o părere. Îmi voi scrie comfort zone, tăiată cu o linie roșie. Ia zi, Armand, ce semnifică linia roșie? Linia roșie semnifică sacrificiile pe care le-ai făcut, sângele pe care le-ai scurs. Nu? Nu? Deci ca să înțelegeți, băieți, trebuie să ieșim toți din zona de confort, da? Deci de asta fac acest tatuaj, ca să îmi amintesc mereu că nu e bine să stăm în zona de confort și să fiu muncitor. Minte și îl face că am avut eu ideea să mi-l fac primul. By the way, a fost ideea lui Armand. Să-și facă. Bă, deci nu vine să cred că Teo nici măcar n-a început prank-ul și o mușcă i-a venit. Deci fiți atenți, mai da, așa. Mai întâi i-am zis la cât ajungi la Armand, pentru că noi vom merge la Armand după, știți? După i-am zis noi la așa, acum plec la sala spre Răzvan să zic că sunt gata tatuajele mele. Am ajuns de mult în București, că era la Ploiești, și acum îi zic că o să-ți arăt, stai, nu o să-ți vină să crezi ce-mi fac și face unde îți face. Îi zic, fac scrisuri micuțe pe braț, multe, îi zic vreo 5 și face, îmi arăți. Și după ce i-am treabă pe Răzvan dacă mă tatuează și pe mine. De ce a început să muște fără să încep prank-ul? E bine că îl pregătesc, mai pun și un story când mă tatuează Răzvan și ce zic, o pregătesc bine, bine. Ia vedeți, Răzvan, aici îmi face modelul. Tu ce faci, mă, acolo? Mă, la vlog, bro. Ce vlog, mă? Da, ai fost în viața ta la televizor, mă, ca ți-ți deci, deci, iată, uite, puți la ca televizor. Că astea yeah. Poate și fac eu de dormitor până în bucătărie când are televizor. Ia, să moră de nu te pui pe jos lângă el. Să moră de nu te pui pe jos lângă el. Păi sunt cât tine, ești mai mare. Ia pune capul pe lângă mine. Ia uite, cu hârziu aici. Oi. Bă, deci are capul cât mine. Bă, deci așa televizor n-am văzut în viața mea, frate. Imaginați-vă că Armand are aproape 2 metri. Eu cred că e cam mare ăla, bro. E mare, bro. Nu e mare, mă, stai jos. Păi nu vreau așa mare. Am încredere în mine. Bro, e mare. Taci, mă. Mare, păi și ca el e mic, uite, știu cât abrațul are, să mă arăt. De ce ține pe brațul ăsta care e? Bă, deci ca să... Știi ce zic? Că să-l pregătesc cu detalii, că Teo ne așteaptă să mergem la Armand. Dar se mai uită pe story pe astea. Armand, primul tatuaj azi, bine. Am pus story. Fac ce fac și tot la tatuaj, ajung, ia uite. Știți? Detalii, subconștient. Deci o să-i dăm prima oară mesajul Teo, băi, mi-a zis Dima că vrei tatuaj. Și zic, bă, cu mare drag îți fac și ție, nicio problemă. Da. Și peste vreun sfert de oră, ceva de genul, o să-i dau iar un mesaj și zic, frate, sper că nu te speri pe mine pentru faza asta, știi că e ideea lui Dima, nu a mea. Și el o să zică ce fază. Și face, stai că o să-i sune Dima oricum. Bă, atunci dacă nu știi, vorbești cu Dima. Nu, îi zici oricum te sună Dima cu FaceTime. A, oricum te sună Dima mai încolo. Da. Îmi dăm un stat să jos în spate. Mamă! Ai, nu mai face. Nu apă! Mamă, de vreodată. Ca să se îndoaie la continuu. Mamă, doare acolo. Da, bă, okay. Gândi-le. Aolea! Ce spări ce are. Stai. Mă, gândi-le. Mai se închide la non-stop. Dima, ți-a rupt ăsta.
Ala a reparat. Așa face nostru. Mi-a dat ce. Cum te simți, bro? Ai adormit? Vorbim încet că a dormit Tima și nu vrem să-l trezim, că are multă energie. Am ADHD. Sau AH1N1. AH1N1 cred că ai. Dar are rolul. Cred că părere în comentarii. Părere în comentarii. Hai să trecem la tatuajul lui Teo, ăla falsul. Hai că acum începe partea interesantă a prank-ului. Nu, de fapt, partea cea mai interesantă va fi reacția lui, știi? Gen, uite, aici e un pic roșu. Super roșu pentru el, știi? Și trebuie să faci și pe ăsta roșu, cumva, cu punem modelul, nu? Da. După care o să înroșinez zona și mai punem un bate pe zona roșie. Uh-huh. Și mai dăm cu marker. Okay. Și îl scoate negru-negru frumos. Ok. Uite-o aici. Da. Dar să știi că se vede bine, dacă vei vreodată să-ți faci. Bă, nu o să-mi pară rău niciodată, ești nebun. Să știi că se vede chiar bine. Chiar arată bine. Cred că scrie și Arman pe mâna cealaltă. Da. Și Răzvan mare pe tuțe. Nu mă arată bine. Mă, că e tare. Și ăsta e gen conturul ca eu să pot să fac modelul, să urmez toate liniuțele astea, să iasă perfect, perfect, perfect. Acum frecăm zona. Ca să fie super roșu. Da, freacă doar zona aia ca să nu fie roșu tot brațul. Sau... Pe tot brațul se face roșu, mă. Și la spate la fel? Da. Da, mamă, ești roșu până la glezne de la spate. Mai fă puțină pauză. Deci fiți atenți, acum facem un clip pe telefon când el dă cu puțină culoare cu aparatul, ca și cum ar fi real, știți? Dar fără ac, gen. Fără ac. Teo, ca ți-ești gura ta, n-ai fi crezut niciodată că fac așa ceva. Sper că apreciezi. Gang, gang. Gata. Mamă, cât de bine a ieșit. O hală este sigur. Frate, deci arată mai real ca ăla real, gen, în momentul ăsta. Ăsta pare și că l-ai de ceva timp, știi? Că nu mai e roșu și bă, frate. Și partea mișto la ea e că Teo nu o să poată să pună mâna fizic pe tatuaj. Așa. Și se vede real, real, real. Exact ca și cum e glazurat el. Nici nu se întinde ca să dea el cu degetul sau ceva. O să vadă fix, fix, fix. Mamă. Ce tare. Și acum arată efectiv ca un tatuaj real. Zi tu la mii de tatuaje pe care ai făcut, nu arată ca un real? La... În momentul în care eu fac un tatuaj, intensitatea asta de negru se vede, fix așa se vede. Nu ai de ce să mă juri, că e tare. Hai să mergem. Deci fii atent. Oprește puțin. Bă, la uite-ți fii atent, prima reacție. Hai, hediți aici lângă el. Uite-l o dată pe ăsta. Așa. Ce drept scrie pe mine? Ce? Îți arăt după aia. Și îți arăt și aici. Deci fii atent. Uite cine a scris aici. Asta așa ca să-ți mulțumesc pentru toți anii de prietenie, 7 ani de prietenie. Care... Stai mă și pe spate, acum mi l-ai arătat după... Băi, ești nebun? Ce părere ai? Tu vezi și-a tatuat Teo să mor eu. Da, bă, vă jur, deci eram sigur că am filmat când mă tatuam. Nu crede! Vino cu aia, uite-te, vino cu aia. Uite. Ai, fake. Dima, dacă mi-au de bă, uite! Fac așa. Bro, vino cu asta filmezi aici. E fake, bulangiule. Bro! Am crezut că ești o bară de cine, un să mor să nu să fie fake. Uite-te, uite-te. Ești nebun, ce fake? Există de-astea temporare? Bătute cu mașina? Să mor eu, Răzvan. Bro! Mi-a zis să mă fac și mie un tatuaj și să mai faci un tatuaj și un tatuaj. Bă, uite și tu! Uite tu ce fac pentru el și uite ce zice. Dar tot ce-am zis să-l te speri pe mine, că nu știu ce tovărășii aveți voi. Păi mai bine îmi făceai o față mică, așa era mai frumos. De ce, mă? Bă, zici și eu zi, dar tot vrei. Ia, mă, cred că era mai scump să facă. Atunci ce vezi, mi-l aduc să mor. Am voi? Telefonul e aici, nu? Păi uite, pune-mă alta.
Bă, oricum, și dacă e jet, și dacă e prank, și dacă e asta, apreciez, frate. Bă, o să fie prank, frate, fracă, să vezi, uite. Nu se ia. Da, bă, nu vezi, dar... Nu știu ce se zicea? Păi să mor dacă știu, păi și eu, acum... Nu, frate, ce am făcut asta ca să-ți faci și tu? Ce simt am pe Denisa, Denisa, pe ce simt eu? Băi, e super tare, bă, dar merit, coi, merit. Da, normal, ești nebun. Zici tu? Pe oricum la copru, dacă nu ai să-mi prieteni, îmi bat tot antebraț. A, gen, pas peste acum? Sau? A, dacă mai suntem dacă mai suntem prieteni. Băi, nu. Ne tare? Băi, am sânge pe lângă el, uite-te aici. Gata, bă, era, era pre... Bro, da, fii atent. Au. Uite, aduc camera încoa. Deci ai crezut puțin, uite sincer. Cum se vede aici. Deci uite cum se vede, deci se vede că e bătut în piele și aici se vede și că am desenat eu. Dar n-ai crezut puțin? Nu e și așa dacă desenai tu, dar aproape. Poate puțin după ce ai insistat prea mult, dar și a prima dată nu. Nu? Dar după aia când ți-am arătat și clipurile și astea? După aia da, să zic. Dar bă, vezi că după o săptămână așa arată, deci arată super real, recunoaște. Bă, aia mă, nu arată real. Bă, se vede că e pe exterior, mă, frate. Da? Cum mă uite la tatuajul meu și compară-l cu ăsta? Păi da, ăsta e foarte negru și se vede că e și șters. Și ăsta se vede că e bătut, mâncați, și e un pic umflat. Ăsta e fix cum e pielea, înțelegi? A, că ți-ai luat-o puțin. Bă, puțin așa, da. Bă, cam asta faci și farsa noastră, ăsta nu e fake. Ăsta chiar e real. Asta da, l-am văzut. Cam asta a fost și farsa noastră, vă zic eu că l-am prins, i-am văzut fața la un moment dat. Câteva secunde acolo a crezut-o, dar nu ai de ce să zică. Da, eu am zis că te înjur, mamă, fii atent și-a tatuat ăsta, mă bat. Deci ai zis direct să nu te speri pe mine. Mulțumim și lui Răzvan că ne-a tatuat și mulțumim. Acum urmează să mă tatueze și omul. Dar l-am spus că și eu acolo. Ce îmi fac și eu aici, Dima. Cum era să las farsa așa să-și facă și el. Bun, vă mulțumesc că ne-ați urmărit. 30.000 de like-uri dacă vreți să-l precumiți pe Montrui și până la viitoare v-am pupat, pa!